Cei mai bine antrenați luptători din țară s-au întrecut cu ocazia Cupei Structurilor Speciale de Intervenție 2018, competiție ce a durat 3 zile și a testat la maxim pregătirea, rezistența și abilitățile participanților. SIASU, ca de obicei, și-a asumat rolul de organizator al acestei competiții. Ea vine ca urmare a solicitărilor pe care le avem din teritoriul de la colegii noștri. Își doresc asemenea provocări. Sunt tot atâtea momente în care, împreună fiind, putem să devenim echipa pe care ne-o dorim și de fiecare dată ne simțim mândri să putem face lucruri pentru colegii noștri. Nu pot să vă zic cât de greu a fost, pentru că nimic nu este ușor, dar dacă faci cu plăcere, întotdeauna lucrurile vor ieși așa cum trebuie. Și să nu uităm că anul ăsta avem o sărbătoare foarte mare. Toți membrii echipelor de intervenție sunt niște oameni care țin extrem de mult la ceea ce înseamnă România și țara asta pentru noi și nimic nu este greu atunci când faci lucrurile pentru ceva pe care îl iubești. La eveniment au luat parte reprezentanți ai structurilor de intervenție din poliție, jandarmerie și poliția de frontieră, din partea Ministerului Afacerilor Interne, dar și reprezentanți ai Ministerului Apărării și Serviciului Român de Informații. Sunt partenerii noștri permanenți, nu este prima dată când îi invităm. Ei ne invită la competițiile pe care le organizează, este un schimb de experiențe interesant. Evident că este o competiție, dar competiția naște progres și asta este ceea ce urmărim. Suntem o mare familie aici, o mare familie mică de fapt, și trebuie să conștientizăm că resursele astea trebuie folosite în mod eficient și atunci trebuie să aducem de fiecare dată cât mai mulți oameni în acest tip de activitate pentru a ne cunoaște și a crea legăturile la nivel tactic. Organizatorii au gândit probele astfel încât să dezvolte abilitățile luptătorilor de a reacționa în situații excepționale, dar și să testeze lucrul în echipă. Ritmul de desfășurare a competiției este foarte alert. În probă avem 51 de echipe. În principiu, la fiecare 4 minute pleacă o echipă în competiție. Practic, pe același traseu avem câte 2 sau chiar 3 echipe în același moment. Este foarte important ca noi, ca și organizatori, să funcționăm foarte bine, astfel încât echipele să nu se suprapună, să aibă atelierele pregătite și, într-un final, evaluarea și-o pot face singuri, raportându-se la rezultatele obținute în cadrul atelierului. În afară de punctele pe care ei le obțin și care îi poziționează în clasament pe o anumită poziție, au și un feedback din partea voastră, nu știu, cu punctele tari, punctele slabe, ce a fost extrem de apreciat la ei, ce ar trebui să mai îmbunătățească? La sfârșitul fiecărei competiții avem o discuție prietenească în care noi ne prezentăm punctul de vedere, scopul pe care l-am urmărit, ei își dezvăluie activitatea pe care au desfășurat-o în cadrul competiției, ce le-a plăcut, ce nu le-a plăcut. Consider că feedback-ul este important pentru ambele părți. Noi să le oferim pentru ediția viitoare o ediție mai performantă, iar ei să se prezinte într-o stare tot mai bună. Ce presupune Cupa Structurilor Speciale de Intervenție? Echipele reprezentative ale structurilor speciale de intervenție, atât ale Poliției Române, cât și structurile invitate ale Jandarmeriei, Serviciului Român de Informații, Poliției de Frontieră și Ministerului Apărării Naționale, pe parcursul a 4 zile, vor parcurge 4 probe care reunesc elemente de dificultate crescută, vizând lucru în echipă, tragere de precizie, tragere dinamică, lucru sub stres, lucru în condiții de efort fizic deosebit și teste de curaj și îndemânare în ceea ce privește abordarea unor anumite obstacole, dar și utilizarea armamentului din dotare sau altor mijloace din dotarea structurilor de intervenție. Timp de 3 zile, participanții au parcurs probe de anduranță fizică, de tragere cu armamentul, de îndemânare în trecerea diferitelor obstacole și le-au fost puse la încercare atenția, concentrarea, rezistența fizică și psihică, dar și capacitatea de a lua decizii rapide. În primul rând, scopul acestei competiții este de pregătire. Și atunci, pe durata probelor, participanții vor regăsi elemente de-al minteri întâlnite în viața lor profesională, care toate
compun etape din pregătirea unui luptător de intervenție în condițiile de stres deosebit, atât fizic cât și psihic. Vreau să-mi vorbiți puțin despre probele cele mai dificile din cadrul competiției. Există ceva care le solicită pregătirea cel mai mult? Care ar fi cele pe care le-ați menționat în mod deosebit? Toate probele sunt deosebite. Abordează elemente diferite. Dacă nu este o etapă obișnuită să sar de pe o clădire în gol, eu consider că e un element de dificultate deosebită. Ei sar în condiții de siguranță, pe o pernă de salvare, și atunci proba este deosebită prin natura ei. Testul de tragere pune la încercare abilitățile unui trăgător cu însușiri deosebite în materia utilizării armamentului din dotare. Elementele care presupun folosirea forței, de asemenea, sunt extrem de solicitante, iar probele au fost gândite într-o secvență care să alterneze atât efortul fizic, lucrul în echipă, priceperea în ceea ce privește utilizarea în condiții optime a materialelor și armamentul din dotare, dar și capacitățile lor fizice. Și atunci cei mai buni vor învinge. 51 de echipe, alcătuite din 4 membri și un coordonator, au dat ce au avut mai bun. S-au întrecut între ei și pe ei înșiși, dar cu toții s-au bucurat mai presus de orice, de o experiență inedită. Cum a fost proba de astăzi? Superbă! Greu? Suntem obișnuiți cu dificultățile, cu provocările. Avem oameni superbi și aici, la București. Băieții de la SEAS ne ajută să ne perfecționăm. Și suntem foarte fericiți că avem competitori de elită. Cum sunteți mulțumiți de timpul pe care l-ați scos? Eu zic că da. Sunt echipe mai bune, sunt echipe mai slabe, niciodată nu pot fi mai mulți învingători. Mai aveți de parcurs trasee până la finalul competiției? Mai avem o probă mâine, cea de anduranță, sperăm să fie bine. Și Doamne ajută la toate serviciile din țară. Cum a fost traseul de astăzi? Traseul a fost foarte complicat, dar pe de o parte foarte frumos. Mi-a pus în valoare condiția fizică, tactică, munca noastră care o exercităm zi de zi, în misiuni. În rest, a fost frumos. Vedem. Sunteți mulți. Să venim și la anul, sau cum se organizează. Dumneavoastră ați gândit toate probele care au fost incluse în această competiție. Cât de dificil ați vrut să fie? Cât să-i solicitați? Este o muncă de 6 luni de zile. Am început cu stabilirea scenariilor inițiale, resursele de care avem nevoie, umane și logistice, după care am încercat să rezolvăm în fiecare etapă câte ceva, în așa fel încât la data prognozată să desfășura această competiție, să fim în stare să ieșim cu un produs care să facă cinste poliției române. Știau dinainte participanții ca la ce să se aștepte sau probele practic a trebuit să le cunoască efectiv la momentul începerii concursului și să se adapteze atât ca echipă cât și individual să le facă față? Fiecare probă are o parte generală care este cunoscută și nu este ascunsă, dar în cadrul fiecarei probe este câte o surpriză. Este exact ca în activitățile pe care le desfășurăm în plan profesional. Primești informații despre ceea ce urmează să faci, dar niciodată complete și atunci trebuie să te adaptezi. Cât de dificil este uneori să-i departajezi pe concurenții? Trebuie să fii foarte atent la fiecare probă pe care ei au desfășurat, să o execute cu acuratețe și de ce nu și într-un timp foarte scurt? Nu este atât de dificil de evaluat pentru că regulile sunt destul de clare și nu lasă loc echivocului sub nicio formă. Probleme mai apar ca și în viața reală, se pot întâmpla
evenimente neașteptate, o accidentare și atunci trebuie să ieși oarecum din starea de normalitate și să gândești lucrurile în perspectiva ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi fost o misiune reală. Ce simte un concurent care participă la această competiție? Ce simte în sinea lui în momentul în care știe că trebuie să treacă prin toate aceste probe dificile și cred că nu greșesc spunând că fiecare vrea să arate că e foarte bun? Să fii ales e un lucru fantastic. Să fii participant e un lucru fantastic. Să fii numărul 1 sau numărul 100, iarăși e un lucru fantastic să participi, să te confrunți cu ceva nou, pentru că întotdeauna în astfel de competiții găsești ceva nou. Clar, este o stare tensională, o stare de emoție, dar acele lucruri plăcute, în care îți dorești să le revezi după aceea. SIAS inițiativa de a organiza o asemenea competiție? SIAS a avut inițiativa cu mulți ani în urmă. Scopul principal a fost de a uniformiza modalitatea de pregătire, de a împărtăși cu structurile de intervenție din ministerele pe care le-am menționat modalități și practici de intervenție, în definitiv cu toții făcând parte din Sistemul Național de Ordine și Siguranță Națională. Ce este mai dificil în cadrul acestei competiții? Faptul că trebuie să faci totul contra cronometru sau se pune accentul pe executarea corectă a tuturor procedurilor? Strategia de abordare contează foarte mult în privința rezultatului obținut. Dozarea efortului, succesiunea abordării elementelor, lucrul în echipă, combinarea deprinderilor fac din echipă un tot unitar și împreună obțin un rezultat. În această competiție și în acest gen de competiții, ultimul participant dă timpul final și atunci nu individul contează, ci echipa. Cum vi s-a părut până acum competiția? Interesante, foarte provocatoare, cu probe de rezistență fizice complexe, de la curaj până la rezistență psihică. Cum vă apreciați prestația dumneavoastră ca echipă la această competiție? Sunt foarte mândru de echipa mea, o echipă foarte unită. Ca la orice echipă ne-am uitat și la bine, ne-am bucurat de el și ne ajutăm și la greu. Cât de importantă e pregătirea ca să poți să fii apt să te descurci bine? Este obligatorie, trebuie continuă și pe lângă cea tactică trebuie și cea fizică. Cum ți s-a părut competiția în calitate de concurent și cum ți s-a părut să fii în postura de a-ți încuraja colegii de data aceasta? Sincer, e mai ușor să fii concurent. Pentru că atunci când participi, este doar tracul de început, după aceea nu mai există. Pe când ca și capitan, sunt într-o permanentă surescitare. Sunt emoționat continuu până se termină, chiar și după, pentru că clasamentul și toate evaluările celorlalți contracandidați trec prin mine întâi și apoi le comunic băieților. Ce este mai important? Să ai fiecare membru al echipei foarte bine pregătit sau ei să poată funcționa împreună ca o echipă și atunci se ridică reciproc, indiferent de dificultate? Cel mai bine ar fi să fie toată lumea pregătită și să se și ajute reciproc. Dar dacă e să punem accent pe una sau pe cealaltă dintre laturi, e de preferat, sau cel puțin eu prefer, să fie o echipă omogenă,
de nivel peste mediu, dar e omogenă. Nu vârfuri și oameni care nu pot comunica și nu se pot sincroniza cu ceilalți. În ce măsură îi ajută pe cei care participă la asemenea competiții și prin pregătirea pe care o fac eu zilnic să facă față mai bine unei situații reale, pe care evident că nu ne-o dorim, dar trebuie să fie pregătiți și pentru așa ceva? Așa este. Din punctul meu de vedere sunt doi factori. Unul, cel pe care tocmai l-ai evocat, faptul că ne ajută în meserie, și unul care vine ca un fel de team building. O să vorbesc de primul factor, și anume în pregătirea noastră. Tot ce facem aici este sub stres. Stresul dat de factori externi, stres dat de factori interni. Toți acești factori, tot acest stres, îl regăsim în misiuni. Văzând niște factori pe care nu îi anticipăm, primind ajutorul sau sprijinul, să zic așa, din partea colegilor care au mai multă expertiză, ne ajută pe noi înșine să ne dezvoltăm. Asta pe gaze, pe gaze, pe figură. Jos pe solo, să aveți niște stire ghid care vă vor conduce la niște arme. Armele trebuie să montate până la tubul de gaze. Mă ascultați, da? Până la tubul de gaze. Partea a doua de team building, care este iarăși o parte extraordinar de importantă, este aceea că ne revedem camarazii, foștii colegi, oameni cu care am transpirat și am sângerat la propriu, împreună. Când ne revedem, este ca o zi a fericirii, pentru noi cel puțin. Nu cred că pot să o înțeleagă toți sau cine nu trece prin așa ceva. Dar este ceva deosebit și noi profităm de orice întâlnire. Cum ți s-a părut experiența de-a lungul edițiilor organizate? Ți se pare că ediția din acest an este mai dificilă decât celelalte sau gradul de dificultate a fost cam asemănător? În momentul în care am participat la prima ediție, mi se părea că postura concurentului este cea mai importantă. Pe măsura trecerii timpului și a implicării în alte activități, mi-am dat seama că emoțiile pentru organizarea probei sunt la fel de puternice. Practic, grija noastră este ca fiecare concurent și participant să se bucure de competiție, să plece de aici cu o experiență plăcută și, cel mai important, să nu se accidenteze. Sunteți mulțumiți de modul în care v-ați descurcat, de timpul pe care l-ați scos? Noi, la câtă pregătire avem și la cât ne pune în dotare, avem chiar condiția foarte bună și mulțumim organizatorilor pentru... Cum vă așteptați să vă situați în clasament până mâine la finalul probelor? Asta nu știu. Cred că sus. Este orgoliu aici foarte important când vorbim de câștigarea acestei cupe? Întotdeauna sunt convins că fiecare echipă care se înscrie în cursă își dorește să o câștige. În momentul în care vii și participi, orgoliul reprezintă 1%. În spate, 99% înseamnă pregătire și munca aceea de zi cu zi, ani de zile, în care practic repeți aceleași chestii și în momentul în care te prezinți la concurs, te definești ca un participant complet. Cât de mare este competitivitatea dintre structurile care participă la competiția asta? Foarte mare. Orgoliu profesional și mândria de a merge acasă cu un trofeu, în condițiile în care sunt 51 de unități participante, este foarte mare și motivează să fie pe podium. Am văzut efort, ambiție, spirit de echipă și camaraderie, dar și o competitivitate benefică dezvoltării pregătirii fiecăruia dintre luptători. Cu toții au dat tot ce au avut mai bun, dar ca în orice competiție, totul are și un final, iar cei mai buni sunt aceia care primesc trofeul, atenția și admirația tuturor.
Într-o lume în care avem nevoie de competiție benefică, pentru că așa cum bine știm, ceea ce nu ne omoară cu siguranță ne întărește, exemplele de efort și voință duse la limită și peste ne-au impresionat. Cupa structurilor speciale de intervenție 2018 a fost câștigată de echipa Serviciului Acțiuni Speciale Buzău din cadrul Poliției Române. Locul 2 a fost adjudecat de Serviciul Acțiuni Speciale Timiș, iar locul 3 de echipa Serviciului Român de Informații. Felicitări tuturor participanților! Competiția a fost pe măsură, iar fiecare a câștigat o experiență de neuitat. Cât de important este pregătirea oamenilor din aceste structuri și în ce mod chiar și o competiție de acest fel poate să-i motiveze să fie din ce în ce mai competitivi și din ce în ce mai buni? Semnalul pe care noi vrem să-l dăm este un semnal de unitate la nivel acțional. Evident că la această competiție vin numai echipele reprezentative. Nu este întregul efectiv al structurilor de acțiuni speciale din Poliția Română, nu este întregul efectiv din celelalte structuri cu atribuții similare. Dar arătăm cetățenilor până la urmă că există o forță care intră într-o competiție, care vrea să se ducă mai departe